Concurenții nelogodiți au avut aseară ocazia să stabilească ce cuplu va beneficia prima dată de camera matrimonială. Concurenții nelogodiți ai sezonului 9, astăzi aveți de decis care cuplu logodit poate pune la punct ultimele detalii înainte de marea finală, dar și cine merită una dintre cele mai dorite nopți din casa mireasă. Miza este mare, camere off, sunet off. Ca atare, Valentin și Elena, Albert și Laura și Cristian și Antonia. Veniți la camera de producție în următoarele 10 minute și comunicați care cuplu logodit merită această noapte. Vreau și eu acum. Votul nostru se va duce la Alex și Cristina. Pentru că suntem cei mai apropiați de ei. Ce au fost prietenii acum noștri. Cel mai mult timp la ei au cea mai mare pauză. Eu alături de iubita mea am decis să îi votăm pe Vlad, Iuliana, și Vlad și Iuliana, Vlad fratele nostru, Iuliana cea mai frumoasă mireasă, bineînțeles, mireasa prietenului meu Vlad, să meargă în camera de sus, să facă ce vrea inima lor, fără să știe absolut nimeni. Îi pupăm și iubăm. Iubim. Iubăm. Bun, noi am decis ca Cristina și Alex să rămână în acea cameră. Dar Alex și Cristina încă nu aflaseră că vor fi beneficiarii camerei matrimoniale. Cine a dormit camera matrimonială? Dumnezeu. Nu știu, iubirea mea. Tu ce feeling ai? N-am început. Tu? Eu cred că noi. De ce? Așa simt. Dar nu cred că se doarme în seara asta. Păi de cum dacă în seara asta a pus? Păi da, dar poate să pună pentru mâine seara, apoi mâine seara. Seara asta. Da? Când o fi, o fi, nu? Avea muzică? Da, de weekend. Cere să avea muzică? Da, putem să cerem să ne bagi. Ar fi mai bine cu muzică. Soția mea. Ce mai râde și pe bune acum. 36 porți? 38? Zii, serios, nu? 38. Dacă n-ai știut de seara asta, port 45. Ce, uite ce a leșinat. Dar nu, iubire, că e puțin. 7 de alea în 3 ore, mă fac de râs. Hai, facem neplanul. Iubire, așa vorbind, de dragul, dar vorbi. Mai mult sau mai puțin. Tu când ai vrea să facem comunia religios și nu te apropiezi? În 2026. În 2 ani? Da. Dar de ce 3? Doi ani, că întâi aveau copil. Și în seara asta, nu știu de când. Te rog frumos, oprește-te. De-abia mi-am așa rolul de unghi. Nu vreau nici rol de mătușă, nici de mamă, nici de bunică, nici de nimic. Foarte greu, iubire, crede-mă. Noi vorbeam la început și așa, că, domne, a, copil, anul! Iubirea. Eu vreau copil. Și eu îmi doresc să fiu tată, Doamne ferește. Și te văd și pe tine ca fiind o mamă bună. Și puțin... Cred că tu o să fii, știi cum, o să fii overprotectiv. Nu face aia, nu face aia. Ba da, ba da, o să vezi. Am stat cu copii mici. Lasă-i bine că asta îmi cea și mie vara mea. Păi tocmai, nu e că tocmai, pentru că tocmai, că nu e al tău, îl protejezi mai mult să nu facă chestii. Nu e așa. Da. Asta îmi zicea vara mea, că băi, nu e așa. Când e al tău și punct. Nu, eu nu. Auzi, dar ție, când făceai vreo postie, spuneau, uite, când eram mică, las că o să vezi să când o să ai copii, să-ți facă ție la fel. E, uite, că eu n-am copil, dar te-am găsit pe tine și îmi faci cum le făceam eu lor. Înțeleg, săraci oameni, acum rău de tot.
N-au luat șervețele umede. Am luat și eu. Ați scăpat. Puteți să mergeți liniștiți în delta Dunării. Da. Da. Și e poate să stea liniștă și doamna Maria, că nu era nimic. Domnule, noi suntem oameni de cuvânt. Când spunem camera off și sound off, asta se întâmplă. Deci nu se filmează, nu se comentează. Da, despre votul concurenților singuri, acolo a justificat, da? Au justificat și Valentin și Elena. N-am văzut la Laura și la Albert. Bună dimineața! V-am auzit, am crezut că o să zică Laura, pur și simplu. Zici, da, o să spun eu. Te rog. Dacă... Bi-am votat, bineînțeles, pe Cristina și pe Alex, pentru că, într-adevăr, da, nu au fost, nu au mai fost de mult, nu au mai avut un date de genul. Așa, și mă gândeam că o să se bucure de această cameră, plus de asta, Ștefan și Maria abia veniseră de la un date, Vlad și Iuliana au plecat astăzi la un date și Delia și Liviu au spus nici așa n-am puțin vrut, că nu dar acum vrem. Am avut două această ore. Cameră. Dar de ce n-ați vrut inițial? Pentru mame. Da, că mamele steau cu paharul la... E, mai știi? Da. Stai, mă, copii, liniștiți. De ce altă treabă n-avem noi de treabă. Să auzim ce faceți voi în partea cealaltă. Ne-am gândit. Da, liniștite, că nu m-am gândit. Mămică, fii liniștită. Gata, mama, ai, te-ai oprit? M-am oprit. Ei, avea așa o... Am vrut să se asigure că nu... Să nu vă gândiți voi că nu știu ce ar face mamele, da. Pe de altă parte, criteriile se mai schimbă. Practic, dacă ieri a fost votul celor singuri, într-o zi pot decide mamele cine intră în camera matrimonială, în altă zi poate fi un task. Adică să nu vă bazați că e o mică înțelegere între voi și facem așa. Da, poate că un cuplu poate să ajungă de 3 ori consecutiv. Nu știu dacă au noroc, nu știu dacă o să fie cu task. Ia uite ce se bucură Alex. Dar te, vezi că te trezești de vreme mâine, plecați în Delta. La cât trebuie să mă trezesc? Nu știu, de vreme, îți dai seama că e, faceți vreo 4-5 ore până în Delta, dacă nu mai mult. Aproape 6. Da. Dar nu e mașină. Da. Bine.